Pacea Domnului Iisus și Domnul să vă binecuvinteze cu multă putere în slujire. Glorie și slavă Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Aleluia! Spre slava și gloria Domnului nostru, aș vrea să vă mărturisesc un lucru foarte important din viața mea. Am cântat în lume de la vârsta de 13 ani. Am trăit propriu viața de lăutar până la 38 de ani, când am luat drumul străinătății. În anul 2006 am primit botezul în apă, iar după un timp Dumnezeu s-a îndurat de mine și m-a botezat cu Duhul Sfânt. Am avut o operație între 2006 și 2008, am avut o operație de 3 ore și jumătate la gât, în care era un pericol corzile vocale. Dar Dumnezeu s-a îndurat de mine și mi-a lăsat voce atât cât pot să-L laud pe El pentru gloria Lui. Lăuda să-I fie numele. Nu mai voiam să cânt, dar atunci când îl lăudam în adunări, în anumite adunări unde mergeam, simțeam cercetare, mângâiere și simțeam că Dumnezeu vrea să mă folosească. A venit un moment în viața mea când, aici în Italia, trebuia să-L laud într-o lucrare mare de evangelizare internațională. Și atunci, pentru că aveam dubii, am pus înaintea Domnului și am spus: Doamne, Tu trebuie să-mi vorbești în direcția aceasta ce trebuie să fac. Și Domnul, într-o viziune de noapte, într-o vedenie, mi-a făcut de cunoscut următoarele lucruri. Se făcea că eu eram undeva sus într-o cameră și se făcea că la nivelul înălțimii mele a venit un vas. Și în acest vas, un blid întins, alb, imaculat, în care era apă curată, ca lacrima. Nu știam cine l-aduce, dar știam prin Duhul Sfânt că trebuie să întind mâna. Am întins mâna dreaptă cu 3 degete în acest vas. Și în momentul următor a fost luat, dus în stânga, așa plecau. Din față, din nou, a venit o bucată de material alb, imaculat, subțire, de insubțire, pe care mi-am șters cele 3 degete. Și din nou acest material a fost luat și după aceea a venit, tot așa la nivelul înălțimii mele, a venit un vas alb, imaculat, întins, în care era ulei ca aurul. Aur se vedea, dar era ulei acolo. Și vocea Domnului mi-a spus așa: acum ești curată, unge-i pe toți. Gloria și slava să fie numai a Lui. Și întotdeauna să facem numai lucrarea Lui. Pentru că El dă totul fără bani și fără plată. Și noi din sufletul nostru, din inima noastră să facem la fel. Pentru că El a murit la cruce pentru noi ca să ne dea viață veșnică. Să stăm și noi în ascultare și să mărturisim ceea ce face pentru noi ca să-L lăudăm numai pe El. Și lauda care o aducem să fie numai spre gloria Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt în veci. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Pace sfântă și multă bucurie în Duhul Sfânt. Amin.